seara, dragi nemuritori și dragi nemuritoare! Ca de fiecare dată, mă străduiesc să aduc aici, în studioul nostru, ce reușesc eu să contactez și să conving cu toată puterea mea de persoasiune, tot ce găsesc eu mai bun, astfel încât emisiunile noastre să vă fie de folos și să vă deschidă noi orizonturi. În loc să vorbim aici despre teme arhi dezbătute, cum a fost timp de 2 ani o boală, un prezumtiv gândac și leacuri mai mult sau mai puțin eficiente împotriva lui sau conflagrații care riscă să devină mondiale, noi preferăm să vă dăm curaj și să vă amintim că poate nu suntem permanent conștienți cât de multe soluții ne dă Creatorul nostru exact în timpuri de criză, zic eu, nu întâmplător, ci ca să reușim să navigăm în aceste vremuri dificile. Bună seara, îi spun domnului stimatului domn Bruno Mihăilescu. Sărbătorile, doamne. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat această prima venire la noi în emisiune, pentru că am așa un sentiment că o să aveți foarte multe lucruri să ne povestiți. Emisiunea noastră, v-am explicat unde se poziționează, în acel loc unde cele mai moderne tehnologii ne arată de fapt existența în spatele lor a unei mari inteligențe iubitoare. Emisiunea noastră este scurtată, durează doar 50 de minute, așa că am să încerc să vă pun întrebări și să vă ascult cât mai mult neîntrerupt vorbind. Am devenit atentă asupra dumneavoastră după ce am văzut mai multe emisiuni realizate de Sasha Stone în Statele Unite, fiul renumitului regizor Oliver Stone. Și nu este... Nu e fiul lui Oliver Stone? Nu, Sasha Stone este un personaj... Așa am citit. Să nu creăm o confuzie, scuze, că lumea poate să verifice și... Nu vrem să avem astfel de neplăceri, dar este un om foarte spiritual, este, acum s-a auto-intitulat ambasadorul României, el marketează tot ce avem noi mai bun în materie de știință, inovații, invenții, tehnologii, savanți. Da. Cu toată dragostea, e convins că aici este lagărul civilizației mondiale, își dorește foarte tare să facă un film pe o tematică de adevărata istoria lumii, dar ca să... Că nu ați terminat prezentarea. Nu v-am pus întrebare, dar deja ați intrat foarte frumos în subiect. Da. Deci, îl putem numi un vizionar, așa cum și dumneavoastră tot exact. Un vizionar sunteți, nu? Da, deci, da. Oameni care creați, practic, nu singur, dar împreună cu colective interesante de oameni, creați viitorul. Exact. Deci, ce voiam să vă invit să faceți este... Pentru început, să ne dați o imagine de ansamblu, de exemplu, asupra acelor tehnologii care l-au fascinat pe domnul Stone atunci când a petrecut, înțeleg, 10 zile în România. Înțeleg de asemenea că sunt undeva la limita dintre credibil și neverosimil de frumos și de eficient. Aș vrea să fim cât mai pragmatici, să dăm atâtea informații câte putem, dar mai ales să înțelegem tipurile diferite de tehnologii. Și sigur că spre sfârșitul emisiunii am să vă întreb cât se poate de concret cu ce se alege fiecare telespectator. Are acces la aceste tehnologii? Dacă nu acum, atunci când? Și așa mai departe. Microfonul va aparține, domnule Mihăilescu. Salut, minile. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc. Este o plăcere pentru mine să pot să exprim din experiența care am acumulat-o timp de peste 20 de ani. Eu am călătorit foarte mult în lume și mi-a dat Dumnezeu harul de a putea coordona niște minți luminate, să pot să le integrez și să creez din ele o adevărată realitate. Mulți dintre savanți și inventatori, din păcate, nu au resurse financiare și harul lor li se stinge în timp. Eu am observat că un lucru esențial în viață este să înveți să te cunoști pe tine însuți, să știi cine ești, de unde ai venit, ce misiune ai aici în viața asta, să-ți setezi un scop nobil cu intenția de a dărui, iar în momentul respectiv universul devine asistentul tău. Dumnezeu creează lucruri frumoase prin oameni care nu au interese meschine, care sunt creativi, pentru că El este un Dumnezeu creativ și noi suntem creația Lui, iar El asta își dorește de la noi, nu își dorește nici
nu vreau să intru în zona de religie. Nici noi nu dorim. Rămânem așa. Dar el își dorește spiritual. Foarte mult ca noi să fim și noi niște mici creatori. Și adică suntem. Și suntem. Să putem să dăruim celor mai slabi înzestrați din capacitatea noastră. E foarte important să înveți să te cunoști și să-ți dai seama ce misiune ai aici. Pentru că viața, din păcate, a fost foarte... ne-au păcălit cine a avut intenții să ne țină aici doar 70-80 de ani. Deci noi, ca ființe umane în trup, avem capacitatea să trăim peste 1000 de ani. Da, toate bolile provin de la gânduri, de la minte. Dacă înveți să mânuiești anumite legi universale, care sunt foarte simple, unul dintre cei mai consacrați inventatori ai lumii, așa zis Nikola Tesla, care de fapt se numea Nicolae Tesla, a spus că dacă oamenii ar gândi și simți în termen de vibrație, frecvență și energie, ar avea cheile de la întreg universul. Am stat și am analizat foarte bine aceste cuvinte magice și le-am corelat cu experiențele mele de viață. Și am reușit să înțeleg că foarte mulți oameni se complac în situații neplăcute, în relații neplăcute sau toxice, în parteneriate, în căsnicii, tocmai pentru că nu sunt aliniate aceste legi cosmice atât de profunde și atât de simple. Și să dăm un exemplu, spre exemplu, dacă nu ești pe aceeași frecvență, adică nu asculți același post de radio, n-ai cum să mergi mai departe cu unul care vrea rock și altul vrea blues. Dacă nu ești pe aceeași vibrație, adică tu gândești într-un fel, te rogi și altul înjură. La fel, energia care iese din aceste legi este haos. Deci armonia se creează prin o uniune armonică și între oameni. Cumva, și o rezonanță. Cred. Exact. Am ajuns la nivelul în care mi-am dat seama că mai tot ce s-a învățat până acum pe pământ în ultimii 300 de ani e o farsă și o minciună. Există încă și au existat niște controlori care au preluat bogățiile omenirii și le-au însușit și au creat propriile lor sisteme și au sclăvuit omenirea la maxim. Din păcate, pentru ei și noroc pentru noi, așa, că acum, în momentele astea în care trăim, chiar dacă la televizor apar fel de fel de știri care înțelegem foarte bine... Care să ne țină în frică, să ne țină care în frică. Care să ne țină în frică, da. Și să ne capteze. De fapt, frica este o energie de joasă vibrație care nu are a face cu realitatea. Frica este indusă prin minte, în gând. Sigur. Primejdea este periculoasă, că dacă e un cutremur sau cineva te amenință, aia înseamnă că poți să ai o frică de ceva care este realitate, te amenință direct. Dar frica poate fi controlată foarte simplu. În primul rând, lumea nu trebuie să mai uite la știri niciodată și trebuie să trăiască cât mai alcalin, simplu, într-o vibrație înaltă, ascultând muzică frumoasă, mâncând cât mai natural și conectându-se cu creația, cu tot ce ne-a dat Dumnezeu să existăm. Da. În caz că a uitat cineva cuvântul acesta alcalin, înseamnă bazic, înseamnă opusul acidității, este bazicitatea. Căutați pe da. Wikipedia. Deci, cum spuneam, am reușit în experiența mea de viață să fiu așa hărăzit de anumite energii, fiind și empatic, rezonez foarte ușor cu oamenii și m-am clădit singur, să zic așa, ca o pasăre Phoenix, prin suferință, prin pierderi, prin foarte multe experiențe, prin călătorii, dar într-un final am reușit să înțeleg ce caut eu aici și care e misiunea mea. Ne și spuneți? Da, sigur. În primul rând, în 2015, când m-am întors în Statele Unite, am creat un concept care se numesc orașele luminii, adică orașele spiritualității. Nu vorbim de smart cities, care, da, unde peste tot auzi de smart city ca o telecomandă și ți închide lumina, geamul și așa. Știm. Vorbim despre niște comunități care ele practic
prin tehnologiile aferente te ajută să câștigi mai mult timp și să contemplezi divinitatea. Total autonome, total complete, cu tehnologii care practic nu îți creează dependență, nu sunt toxice. În speță sunt cele mai importante pentru sănătate și pentru un echilibru armonios al vieții. În ce stadiu se află proiectul ăsta al dumneavoastră, despre care am mai auzit, dar proiectul, nu știu proiectul, când se va concretiza? Proiectul respectiv este într-o fază finală, la cheie, se poate implementa oricând, oriunde. Eu am lucrat la un proiect de peste 1000 de locuințe și se ridica la o sumă foarte mare. Au fost probleme cu investitorii, cu fondurile care nu am reușit să le extrag pentru România. Am avut o ofertă să fac așa ceva în Dubai, dar ne-am decis prin compania care o am acum, o societate pe acțiuni, să creăm o comunitate de genul ăsta a liderilor, adică noi, cei care suntem prezenți ca și puterea exemplului. Avem o parte, un segment unde sunt și personalității din România ca inventatori. Da. Avem o relație foarte frumoasă cu domn profesor Florian Colceag, care e un geniu și îl prețuim din tot sufletul. Românii trebuie să înțeleagă că avem un spirit care este în țara asta și i-a fost dat toată soluția omenirii, adică toate problemele care există astăzi, el are soluție. Vă deci referiți la domnul profesor Colceag sau spiritul românesc în general? Nu, eu mă refer la dânsul, ce har a primit ca el să-l dea românilor. Deci a primit de la Dumnezeu și după o viață întreagă de 35 de ani a reușit să înțeleagă genomul Universului, ADN-ul lui Dumnezeu și cum vorbește Dumnezeu cu noi, cum vorbesc plantele, animalele, copacii cu noi. Da. E o chestie remarcabilă. Sasha a fost fascinat de chestia asta. Vrea să-l propună la Premiul Nobel, merită și sunt foarte mândru că colaborăm, suntem prieteni și e un român adevărat. Excepțional. V-am văzut, cred, nu cred că mă înșel, când a venit enigmaticul fizician Keshe la București în toamna trecută și parcă aș spune că erați acolo împreună și cu minunatul nostru cercetător al biofotonicii, domnul profesor Traian Dinorel Stănciulescu și cu domnul profesor Colceag. Era așa o lume selectă. L-am cunoscut personal pe Keshe, chiar am stat lângă el, lângă asistenta lui care e româncă. Mi s-a părut un om chiar foarte, foarte pregătit, în primul rând, foarte luminat. E business, îi plac banii, îi plac afacerile. Am reușit să am vreo o oră jumate separat unul la unul după tot simpozionul ăsta, da, să discutăm, să ne cunoaștem mai bine. Și am rămas în relații bune cu domnul sa. Aveți în minte, chiar dacă nu ne spuneți noi acum concret, dar așa prin da sau nu, aveți în minte, după discuția particulară cu dânsul, rezultate concrete? Nu. Nu. Asta aș vrea să nu comentez mai departe. Pentru că am vrut să-mi verific eu mie o anumită concluzie. A fost o ocazie în care am avut onoarea să-l cunosc personal. Mi-am făcut o impresie și... Să revenim la ale noastre. Deci dacă dumneavoastră din ceea ce ați coagulat în jurul persoanei dumneavoastră ca și personalități, ca și cunoaștere, ca și tehnologii, aveți lucruri atât de avansate încât într-un viitor extrem de apropiat ele să poată fi implementate, am înțeles că aveți marele proiect. Acum n-am nici voie să vă fac reclamă sau ceva și nici nu este asta intenția mea, dar înțeleg că acolo s-ar îmbina diverse tehnologii. Dar acum, dacă facem abstracție de acest mare proiect, care înțeleg că este un proiect imobiliar cumva, sau are și această componentă, dacă le luăm individual, vorbiți-ne despre ce puteți să vorbiți, vorbiți-ne cât puteți să ne vorbiți despre acele tehnologii care l-au fascinat pe Sasha. Mi-aduc aminte că 5 dintre ele menționase într-unul din interviurile pe care le-am văzut eu. Spuneți-ne despre câte puteți, în ce constau și mai ales când vor veni în viețile noastre. Foarte curând. Știți, el, ca să înțelegeți de ce întreb așa insistent, el spunea
Într-una din emisiuni, Lazarus Project, sau cum se cheamă emisiunea Lazarus lui, Lazarus Inițiativ, prin octombrie sau decembrie anul trecut spunea, în primul quartal al anului 2022, care acum se termină, peste două săptămâni se termină acest prim quartal, aceste tehnologii vor ajunge la populație. Am o bănuială că nu e, că s-a pripit. Dar, nu știu. Spuneți-ne ce considerați. Eu tac. Nu știu dacă s-a pripit, pentru că... Deci în două săptămâni avem noutăți tehnologice? Vom vedea. Eu sunt un om de onoare și țin foarte mult la el, pentru că el a venit ca printr-o viziune. Pur și simplu s-a trezit din somn și m-a sunat și mi-a zis, am visat România. Cine e? Bruno e România. În două săptămâni vreau să vin în țară. Și cum a venit când a aterizat, mi-a pus mâna pe inimă și am zis, eu am venit pentru inima ta. Și din momentul ăla noi am rămas ca frați. Ce frumos. Lucruri care el le-a exprimat cât a stat cu mine în țară, nu le-a mai spus la nimeni. Cine e el de fapt, ce titulatură are, okay, ce relație are, știe toată lumea, că e peste tot cu toți. Dar a fost o sinergie așa, să zic, de suflet. Ulterior am aflat mai multe despre sufletul lui și ne-am regăsit în viața asta împreună pentru aceeași misiune. El are și un concept de unde a plecat tot, relația mea cu el a plecat din proiectul lui care se numește New Earth Project, Noul Pământ, combinat cu Orașele Luminii, Eco Light, s-a făcut o fuziune foarte frumoasă. De ce? Pentru că într-adevăr acum Pământul a intrat în a cincea dimensiune și suntem într-un nou Pământ, iar oamenii trebuie să fie și ei niște new homo sapiens, ok? Adică să lăsăm vechiul la o parte, să lăsăm stresul, fricile, teroarea, ce observăm, ce planuri au avut unii și să ne detașăm de absolut tot. Pentru că în momentul respectiv, chiar acum când noi stăm la emisiune, aș vrea telespectatorii să știe lucrul ăsta, sunt energii cuantice transmise pe Terra de vindecare a planetei și a ființelor umane. Este un moment de curățenie maximă tot anul ăsta. Iar anul 2022 este an maestru, 2-2. Ok? Iar an maestru este an și an feminin. Deci partea frumoasă din oameni va ieși la suprafață și partea întunecată din oameni va ieși la suprafață. Se vor separa indiferent că ești mamă cu fiică, soț cu soție, prieten, partener, nu contează. Multă lume va avea surprize să realizeze, poate chiar omul care a stat o viață, că e schimbat. Deja toți trăim astfel de șocuri. Ok? Deci astea nu sunt șocuri, sunt, pentru cine le înțelege, sunt binecuvântări ca noi să realizăm că trebuie să intrăm într-o detașare și să nu mai fim constrânși să trăim în aceste relații toxice. Pentru că altfel ne vom îmbolnăvi și noi. Și dacă îi dai drumul, lumina vine în tine și practic tu te renaști ca un om nou. Da. Aici apare și fraza din Biblie cu înălțarea, a doua venire a lui Iisus Hristos. De fapt, nu o să vină niciodată Iisus Hristos din cer. Iisus Hristos e în noi. Adică a doua înviere și a doua venire a lui Iisus este învierea noastră, a sufletului nostru, a Dumnezeului nostru din noi. Cine absorbe informația asta și cine este conectat cu forțele cosmice care vin acum să curețe planeta, va avea foarte multe binecuvântări și va avea o viață foarte împlinită și liniștită. Da, nu aș dori să intrăm în niciun fel de contradicții sau coliziuni cu foarte importanta religie, pentru că acest popor a fost cumva ținut la oaltă, zic eu, în jurul unui miez care a fost, în primul rând, credința, dar credința s-a exprimat într-o formă, cum să spun, dogmatică. Standardizată, dogmatică. Bun, noi acum vorbim cu lejeritate despre spiritualitate. Eu am un foarte mare respect despre multele procese energetice binecuvântate care se întâmplă în sânul bisericii. Nu le putem face noi aici, la o masă unde vorbim despre spiritualitate. Este cu tot alt nivel. Este o altă inițiere, este o altă
putință, este o transferare a Duhului de la cincizecime, da? Când se pun două mâini, știți despre ce vorbesc. Deci am mare respect față de biserică, nu cred că sunt atât de naivă încât să nu văd niște lucruri care s-au întâmplat de-a lungul secolelor, însă e bine să fii tot timpul atent și să ai un discernământ unde pui accentul. Și în vremurile astea, în care se vede clar că a explodat o poftă nesfârșită de a ne cenzura, de a ne face să tăcem naibii din gură, îmi cer iertare că vorbesc așa, să purtăm simboluri ale faptului că nu mai avem un cuvânt de spus și noi să credem că sunt pentru igiena noastră. Acum, de câteva zile, suntem avertizați că toate mediile vor fi cenzurate, inclusiv cele pe care le credeam noi mai safe. Deci, în aceste vremuri în care și creștinismul, sau nu în ultimul rând creștinismul, începe să aibă tot mai multe restricționări, tot mai multe voci critice, ne uităm ce se mai întâmplă și pe la Vatican, ne cuprinde o mare descumpănire și atunci eu zic, haideți să fim acum alături de biserică, alături de religie, pentru că acolo se dă foarte multă speranță, totuși, poporului nostru. Că noi știm că de-a lungul mileniilor lucrurile s-ar fi putut întâmpla și altfel, cu mai multă sinceritate, admițând fenomene pe care nu le mai putem contesta deja, nu mai vreau să amintesc acum nici de reîncarnare, nici de nimic, dar s-ar fi putut întâmpla lucrurile cu o mai mare deschidere și sinceritate decât s-a întâmplat, mai puțin pe dogmă și pe ierarhie și mai mult pe duhul blândeții și al adevărului? Știm. Acum însă să trecem peste asta. Eu vreau să fac o precizare de la un moment. Și știți de ce? Iertați-mă că mai adaug asta, pentru că noi aici când vorbim în emisiunea asta despre spiritualitate, despre expresia spiritualității a lui Dumnezeu în știință, în tehnologii, tot despre același Dumnezeu unic, creator, vorbim, exact. Doar că nu îi zicem Dumnezeu ca să nu intrăm în terminologia bisericii care este a creator. Ei. Dar nu cred că are cineva vreo îndoială că despre aceeași entitate vorbim. Exact. Mi-a plăcut foarte mult când domn profesor Constantin Dulcan a spus că Iisus Hristos a venit să aducă iubire, dar și iertare. La nivel științific, în ADN-ul nostru, se schimbă foarte mult partea fiziologică a corpului nostru prin mulțumire și iertare. Da. Adică, Ho'oponopono. Exact. Eu am învățat, spre exemplu, să absorb din orice ființă omenească, indiferent de unde provine ea și ce a făcut, să extrag partea bună care să-mi fie de folos. Adică pot să vorbesc cu oricine. Nu contează cine este el. Contează dacă el îmi dăruiește ceva unde să-mi fie de folos. Și lucrul ăsta ar trebui să-l facă absolut orice om înțelept. Pentru că fiecare, cum am zis, și în religie, și în toate ramurile existenței noastre, sunt lideri, sunt oameni care pot să fie puterea exemplului sau pot să nu fie. Da? Eu am ales calea spiritualității și am înțeles că majoritatea persoanelor care urmăresc emisiunea dumneavoastră deja au trecut la un alt nivel de înțelegere. Așa cred eu. Sunt chiar convinsă că avem un public deja selectat. E un moment în care omenirea trebuie să se îndrepte către calea spiritualității și din punct de vedere, să zic, astrologic. Până acum am fost în era peștilor, care era peștilor era cum a spune, crede și nu cerceta. Da? Nu știu. Da. Da, adică crede și nu cerceta. Ok. De ce? Ca să spun ce trebuie să faci tu, da? Să citești anumite chestii unde să-ți intre în cap apocalipse și frici și toate chestiile astea. Pentru că în momentul când tu citești o chestie și e cutremurătoare, la fel ca la știri, aveți grijă, impact emoțional. Dacă e impact emoțional, de ce le mai dai? Ok? Pentru impactul emoțional, exact asta urmărești. Pentru că impactul emoțional este o energie. Ființele umane sunt cei mai puternici tranzistori. ADN-ul nostru este o antenă. Noi emitem și primim energie și informații vibraționale. Dacă oamenii
s-ar detașa de lucrul ăsta și ar emite doar frumos și gânduri frumoase și tot în viața lor și în viața noastră la nivel colectiv s-ar transforma în bine. Exact așa spun și eu, dacă am reușit cumva să nu ne mai, măcar de acum încolo, să nu ne mai lăsăm duși în frică, eu cred că le-am scăpat de sub control acestor. Dar v-am spus, frica este indusă de un mesaj. Frica nu este repetitiv, frica obsesiv. Frica nu este o realitate. Primejdea este o realitate. Frica este indusă, iar frica poate fi anihilată prin a fi informat. Dacă stai și te uiți la fake news, normal că te sperii. Aoleu, războiul, aoleu, pandemia, aoleu, una alta. Da. De ce? Pentru că există situații unde există interes ca oamenii să stea în frică. Iar noi aici, la televiziuni private, mult mai deschise și mă bucur că... Cât ori mai fi lăsate să fie așa propovăitoare ale Vreți să vă spun o chestie interesantă? Toate marile imperii au avut o ascensiune și până la urmă tot au căzut. Deci nu poate să fie o excepție imperiul ăsta acum. Al groazei și al terorii. Așa se pentru că lumea trebuie să înțeleagă, omenirea trăiește al treilea război mondial, care este între bine și rău, exact. Între forțele răului și forțele binelui. Chiar dacă sunt puțini care vorbesc și au curajul să vorbească, în spatele lor sunt o armată întreagă de oameni de bine care vor să salveze omenirea de la acest genocid. Și știu cum să o facă, nu și numai că vor. Și o fac. Fac cu succes, pentru că puterile lor li s-au diminuat. Până acum nu știa nimeni de acum 10 ani cine sunt controlorii lumii. Acum e plin internetul. Pe Telegram găsești toate informațiile reale. Bine, nu sunt convinsă că știm noi până la ultima instanță sau dacă nu cumva trecem dincolo de uman și ne ducem în alte zone, nu mă simt în niciun fel competentă să vorbesc despre asta, dar mă bucură ceea ce spuneți, confirmarea venind de la dumneavoastră care cunoașteți atâția oameni, atâtea tehnologii de excepție, îmi dă un și mai mare curaj, un și mai mare calm. În legătură cu ce energii spuneați că tocmai se trimite asupra Pământului, să știți că ceva din sufletul nostru simte aceste lucruri. Ceva din noi se liniștește, se centrează, prinde curaj. Nu cred că... Eu considerându-mă un om extrem de obișnuit și neavând niciun fel de puteri pe care nu le-ar avea toți ceilalți, cred că dacă asta mi s-a întâmplat mie, cred că nu vorbesc numai în nume propriu. Probabil că foarte mulți simt în continuare, mai ales dacă ar fi lăsați în pace și n-ar mai fi inundați cu următor, cu episodul 2 al acestor scenarii, nu contest că nu are loc, așa cum și virusul a existat, acolo au lucrat la ceva, dar ce faci din asta, virusul, ce se tricotează din asta, înfricoșarea permanentă a oamenilor, ăsta e lucru pe care nu ar trebui să-l permitem. Aici, cum să zic, practic, creatorul ne-a dat liberul arbitru să alegem și ăsta e un moment de trezire. Într-un fel mă bucură că dacă n-ar fi fost pandemia asta, nu s-ar fi trezit așa mulți. Inclusiv ce se întâmplă acum în țările vecine. La fel e un moment de trezire și este lăsat ca cei mai mulți să se trezească. Așa credeți? Eu am avut un recul și n-am mai postat nimic nici pe mediile, pe social media sau unde mai eram eu activă. Pur și simplu m-am închis când am văzut cât succes a avut acest demers de a ne din nou împărți în capre și oi și de a ne face să ne dușmănim. E o ură compactă, ori sunt finanțate aceste mesaje, dar este o agresiune. Este. Pur și simplu nimic echilibrat, nimic analitic, nimic nuanțat, nu se mai tolerează. Trebuie să fii așa. M-am simțit, citind puțin mesajele pe Orwell, pe Facebook, m-am simțit în Orwell. 4 picioare, bun. 2 picioare, rău. Ferma animalelor. Știți ce? Asta e un plan care de zeci de ani e pregătit. Și de sute, da. Numai că au forțat un pic universul. Spre exemplu, dacă o iei astrologic, nu poți să schimbi o predicție care e în stele, corect? Și dacă, spre exemplu, ei au văzut că stelele alea au spus omenirea trebuie să fie liberă,
lăsați-i în pace. S-au opus. Ei s-au opus și au tot încercat și tot încearcă să facă fel de fel de demersuri. Și acum sunt în cădere liberă. Serios? 100%. Pentru că se vor opri toate aceste lumea. De ce agresiuni? Suntem la o emisiune de genul acesta și nu suntem la o emisiune politică unde să mințim lumea cu... Da. Așa. Să mințim poporul cu televizorul. Exact. Noi suntem aici ca să trezim poporul cu televizorul, nu ca să-l mințim. Da. Mai avem, din păcate, doar 20 de minute. Puteți să intrați în capitolul tehnologiilor? Sunt așa de curioasă. Deci chiar astăzi am fost cobai unei tehnologii. Văd că trăiți. O tehnologie vibrațional-cuantică care scanează corpul uman și practic detectează toți virusii și bacteriile din corpul tău. Aolea. Da. Dar ei sunt și benefici, adică nu, unele detectează bacterii... pe aia răi. Ah, ok. Care îi avem în corpul nostru și de multe ori nu știm să îi scoatem din noi, metale grele. Deci doar le detectează aceste vietăți sau le și în prima fază le detectează și în a doua fază le elimină. Minunat. Deci ați venit la mine aici fără virus și fără bacterii. Exact. Pe urmă, alte tehnologii. Alte tehnologii, dacă... Măcar cele 5 pe care le-a povestit oricum, Sasha. Dumneavoastră au văzut video cu Claudia Mesea Paraschivescu despre tot ce s-a petrecut aici cu Sasha Stone. Ea a făcut un foarte frumos... Am rămas surprins. Chiar i-am scris pe Facebook și am întrebat, ai pus vreo cameră? Că nu te-am văzut pe aici, că doar eu eram cu el. Prea știa foarte multe informații. Dar ulterior am aflat că Devin a fost un jurnalist foarte priceput și el a făcut mai multe investigații pe Lazarus Initiative, pe da. Guerilla News al lui Sasha Stone și de acolo a extras toate informațiile care el le-a dezvăluit în premieră pentru toată lumea și altceva ce să vă spun, da, sunt tehnologiile care el le-a exprimat, sunt în derulare. Dar menționați-ne-le pentru că am așa un sentiment că nu toată lumea le-a auzit, le-a conștientizat. Păi sunt anumite tehnologii care, spre exemplu, detartează toate arterele și venele. Mai sunt anumite tehnologii. Totul nemedicamentos, neinvaziv, numai totul pe bază de vibrații. Vibrații, da, cuantic. Mai e o tehnologie care accelerează energie mitocondria direct în mijlocul celulei. Mitocondriile sunt acele micuțe motorașe generatoare exact, de energie, da, din care sângele nostru. Până la 18 ani le produci, după 18 ani nu mai le produci. Și ce le face această tehnologie? Le reface, le accelerează, le dă viață din nou. Așa? Și mai e o tehnologie care leagă circuitele electrice de la creier la organele care sunt afectate. Spre exemplu, dacă ai probleme cu vederea, cu pancreasul, cu ficatul, cu orice organ intern, le regenerează. Nu știu cum să înțeleg asta. Să zicem că ai avut un accident la un ochi și ți s-a întrerupt nervul optic. Da. Regenerează nervul sau ce regenerează? Sau da, regenerează sau... nervul, da. Regenerează retina, nervul? Că e prima dată când aud... Ochiul, definitiv, tot îl face nou. Și este o chestiune de... O serie de... E o chestiune de un tratament sau de E un tratament, da. E... da. Fantastic. Deci am înșirat până acum 4. Mai aveți unul. Una. Bine. Păi tocmai v-am spus că am venit de la ea. Prima. Asta era prima cu virusii. Da. Bacterii. Scoatem virusii și bacteriile alea rele. Deci este vorba despre tehnologii de sănătate. Da. E mai una pentru doamne. Că am înțeles că aveți foarte multe doamne. Da, sigur, sigur. Da, este spre spiritualitate care, se deschise femeile mai ales. Spre exemplu, mai e o tehnologie care repară electromagnetismul de sub epidermă. Spre exemplu, ridurile, ele se creează tocmai pentru că electromagnetismul energetic de sub epidermă se dizolvă, se sparge. Ei, acum trebuie să vă întreb de când avem acces. E ca un magnet care dacă îl spargi, nu mai poți să-l lipești la loc. Așa se întâmplă și cu fața în majoritatea cazurilor, gâtul și toată pielea asta. S-a reușit prin această tehnologie să
regenereze această energie electromagnetică de sub epidermă, evident că pielea începe să se îndrepte și nu trebuie să folosești creme și alte chestii. E minunat. Da. Unele doamne sunt mai așa, mai nepăsătoare ca mine, dar lucrurile cu adevărat importante sunt cele care duc la vindecare. Unele doamne își poartă cu mândrie ridurile, căci unele sunt riduri de râs. Glumesc, sigur că foarte multă lume va fi interesată să nu mai aibă riduri. Deci, din ceea ce mi-ați enumerat aici, înțeleg că există într-un stadiu avansat aceste lucruri. Dați-ne o prognoză. V-a dat-o Sașa, nu mă bag peste el. Da, el a spus că în primul quartal, care se termină acum, la sfârșitul lui martie. Poate. Cum vom afla? Unde să ne ținem la curent? Pe portalul lui. La pe Zarus portalul lui? Aici în România nu există, adică suntem lângă sursa... Suntem lângă sursa, informației. Dar în România e mai dificil. Ok, deci ne ținem la curent, ne updatăm, mergând pe www sau... Nu, Lazarus Inițiative. Lazarus, care se scrie așa cum se aude, da. Lazarus Inițiative. Exact. Inițiative. Corect. Minunat. Ce altceva în cele 10 minute care ne-au mai rămas, ce altceva vi se pare semnificativ și doriți să ne transmiteți în această prima emisiune? Mi-ar face plăcere ca majoritatea oamenilor să fie conectați cu sursa creativă și eu am descoperit așa energetic ce înseamnă meditația cu apă. Meditația cu apă? Da. Adică iei un pahar plin de apă și îl pui la inimă. Noi ca ființe umane avem 70% apă, 90% creierul. Apa este un element în tot cosmosul. Profesorul Masaru Emoto a fotografiat molecula apei, da, când i s-a transmis mai multe vibrații și apa este, cum să zic, din punctul meu de vedere, mediatorul principal între ființa umană și Dumnezeu. Adică în apă există un ecou. Când tu te conectezi cu apa, tu transmiți toate gândurile tale în tot universul și atunci imediat primești răspuns. În univers, deci nu le trimiți numai apei, ci apa le dă mai departe în univers și primești răspunsul. Eu transmit în fiecare seară la 6 miliarde, 7 miliarde de oameni. Poți mai spuneți-mi o dată, vă rog, că nu sunt sigură dacă v-am înțeles bine. Știam de experiențele lui Masaru Emoto, cred că toată lumea prin România a văzut minunatele lui fotografii cu diversele forme de cristalizare a fulgilor de nea, dar nu știam că prin intermediul unei cantități mici de apă puteți să ce? Să accesați un număr mare de oameni? Practic poți să transmiți informație prin apă. Și atunci dacă tu transmiți o informație pozitivă, că ea funcționează ca emitere de transmisie pozitivă. Dacă îi transmiți o informație negativă sau o vrajă sau ceva rău, un gând rău, practic se întoarce împotriva ta. Iar lucrurile bune, noi știm că le poate absorbi apa, exact, pentru că de-aia facem aghiazmă mare în ziua botezului Domnului. Aghiazma se face și cu mică. Mantre, cu rugăciuni, cu gânduri, cu dragoste. Cu invocarea Duhului Sfânt, exact, tot ce trebuie. Da. Deci Duhul Sfânt e în noi. Deci, cuvântul namaste înseamnă Dumnezeu din mine îl salută pe Dumnezeu din tine. Ce frumos. Aici oamenii trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, că fiecare dintre noi ca ființă umană îl avem pe Dumnezeu noi, creator. Atât timp cât tu respecti și iubești pe Dumnezeu din tine, e obligația ta de ființă vie să respecti, să iubești pe Dumnezeu de lângă tine. Mai mult, mai aș vrea să dau o informație foarte utilă care am discutat-o. Peste 45% dintre ființele umane sunt reîncarnări ale animalelor care tot oamenii le-au ucis. Le-au extins după Terra. Au făcut extinție. S-a stins o specie, alte specii. Aceste specii nu au mai avut corp să se reîncarneze, să se perpetueze și Dumnezeu, prin dragostea Lui, le-a luat și le-a dat șansa să se reîncarneze în ființe umane pentru luminare, ca ele să evolueze din regnul animal într-un regn de ființă umană. Această binecuvântare dată de Dumnezeu se reflectă și e foarte ușor să înțelegi acum, având informația asta, din toate experiențele fiecărui om pe pământ, că e foarte ușor să asimilezi
uitându-te, observând foarte mulți oameni, cum se comportă, cum mănâncă, cum vorbesc, cum arată. Ca niște animaluțe? Exact. Și în momentul de față, un om evoluat spiritual trebuie să fie cu compasiune față de acești oameni. Exact ca și cum ai fi un copil foarte mic cu o problemă de sănătate și nu poți să te superi pe el. Trebuie să fii cu compasiune, să-l iubești. Și să ai răbdare. Și să ai răbdare. Și urâții ăștia care ne vor rău pe planetă, îmi cer scuze că am folosit cuvântul urâți, așa. Sunt așa niște suflete de-astea față de care trebuie să avem empatie și răbdare. Pe ăștia sunt o categorie aparte. Ok, să-i lăsăm. Să-i lăsăm din emisiunea noastră, cea prețioasă. Aici sunt pe mâna lui Creatorului. Nu da. Mai ne băgăm noi peste ei. Oricum, din ce în ce mai atentă mă uit la filmulețe pe YouTube sau oriunde le văd, cu niște gesturi ale animalelor de o blândețe, de o noblețe, se ajută dincolo de bariera dintre specii, se salvează, se incredibil, se adoptă. Mă uit ce lecții de iubire ne dau, multe dintre ele. Da, și chiar și plantele și copacele. Spre exemplu, vreau să mărturisesc că domn profesor Florian Colceag are un program în care poți comunica cu copacul. Okay. Altfel nu poți? Adică așa simplu, fără programul ăla nu poți? Trebuie să ai programul ăsta, e o cască, te conectezi și copacul îți transmite din energie. Adică copacii sunt niște antene pe pământ care de milioane și milioane de ani au foarte multe informații. Prin natură, Dumnezeu ne vorbește. Da. Și aici o să avem oportunitatea în viitoarele universități ARCA, ale domnului profesor. Am văzut că a început cu emisiunile ARCA. Ok. Deci prin universitățile ARCA vom putea să creăm profilul psihologic pentru fiecare ființă prin ADN-ul lui. Și în contextul ăsta e foarte ușor să poți alegi lideri reali cu intenții bune, profesori cu intenții bune și corecți care vor să dea mai departe, iar copiii să învețe lucruri care să le fie de folos, da. Creative, da. Nu toți băgați la oală să învețe aceleași minciuni și să n-ajungă nicăieri exact. Decât niște sclavi. Ok? Nu. Acum trebuie să întoarcem paradigma asta și fiecare copil, fiecare ADN-ul e unic. Sunt 7 miliarde de amprente de ADN pe Terra și nu putem să-i băgăm pe toți în aceeași oală. Putem să facem grupuri. Cum a făcut un alt profesor care l-am cunoscut la Los Angeles, el a făcut o școală, a luat grupuri de copii și a zis, tu ce vrei, arhitect, treci aici, tu inginer, tu bucătar, tu actor. Și a făcut grupuri și a adus cel mai tare profesor, cel mai tare arhitect, cei mai buni dintre cei mai buni și i-a pus direct la practică. Am înțeles. Iar într-un an de zile ăștia erau eminenți, erau premianți. Fantastic. Pot să vă întreb dacă îmi permiteți să revin la invenția domnului profesor Colceag, antenă pentru a comunica cu copacii. Există ceva similar și pentru a comunica, știu și eu, cu un animăluț? Că multă lume are o pisică, un câine? Aici, sau asta e doar pentru plante? Asta e pentru plante. Am înțeles. Pentru animale, acum, cu toate energiile astea cosmice, cuantice, care se traversează, cum ați și spus, animalele au devenit mai prietenoase, poate nu toți, dar unele, e să transmite compasiunea, că noi trebuie să creștem vibrațional ca să putem comunica cu animal. Da. La un moment dat, cred că o să fie un fel de telepatie cu care putem este comunica deja. Chiar cu toată lumea. Este deja. Noi suntem structural într-o țesătură. Trebuie să ne antrenăm. Și am uitat că suntem în telepatie, am uitat că ăsta e modul primordial în care oamenii comunică și da. Ni se tot duce atenția în exterior. Uite, fără aparatul ăsta nu poți să fii în telepatie. Da. Nu e adevărat. Noi avem capacități și mai aș vrea să menționez că probabil ar fi multe persoane care au capacități extrasenzoriale, au capacități paranormale, au capacități de vindecare. Aș vrea ca toată lumea, când simte că are așa har, să nu se gândească de două ori că e o coincidență și să și-l dezvolte. Da. Și de cele mai multe ori noi dezvoltăm harurile astea prin meditație. Ok? Deci seara să te rogi ca și cum, nu să te rogi ca și cum te rogi la ceva din extern, să te rogi înăuntru tău să primești, adică să spui ce vrei, dacă eu vreau să fac. Și în momentul când tu ți-ai propus să faci ceva prin dăruire,
atunci și primești instantaneu. De multe ori oamenii, și am văzut astea, să duc și scriu acatiste, să câștig la loto, să iau jobul, să iau... Okay. Astea niciodată nu o să se întâmple. Niciodată. Never. Pentru că dacă tu nu ești într-o... să faci ceva care să-ți placă și să dăruiești și celorlalți, nu o să primești. Deci este o lege a compensației divine. Da. Aveți pentru noi o sugestie concretă, o formulă magică, un buton, glumesc. Aveți ceva ce doriți să ne dați pe finalul emisiunii în cele 4 minute care au mai rămas? Deci mi-ar face cea mai mare plăcere ca toți telespectatorii și telespectatoarele dumneavoastră să-și aloce mai mult timp la o meditație de rugăciune pentru țara noastră, da, pentru pacea în lume și pentru unirea tuturor raselor de pe pământ. Dacă fiecare ar avea în conștiința lui gândul ăsta, ar accelera cu mai mare viteză să scăpăm de întunericul care încă domină planeta și am ajutat și pe ceilalți care se luptă cu ei să câștige. Deci, pentru mine, cel mai important, mai ales că România va fi centru mondial al adevărului, al spiritualității, grădina Maicii Domnului. Sunt predicții de milioane de ani că țara asta este poporul sfânt. Noi avem un ADN mult mai special decât ceilalți, dar în același timp toți suntem creația Creatorului. Dar aici cred eu că este leagănul civilizației mondiale. Și de aici va izvorâ tot adevărul și rog pe compatrioții noștri și toți care se uită la această emisiune să-și facă timp, măcar seara la culcare, un gând bun de pace și prosperitate pentru țara noastră, să se roage pentru toți care le-au dat Dumnezeu putere să fie conducători și să-i întoarcă la poporul lor și la țara lor. Da. E cel mai important lucru. Mulțumim foarte mult. A fost o emisiune atât de scurtă încât nu vine să cred că așa de repede pot să treacă 50 de minute. Eu cred că vom continua cumva pe YouTube. Adică trebuie să continuăm această discuție pentru că este absolut frustrant să ne oprim după ce abia ne-am încălzit. Simt că aveți foarte multe lucruri să ne spuneți în continuare, domnule Mihăilescu. Deci, repet pentru cei care poate n-au apucat să noteze, în legătură cu acele tehnologii pe care le-a pentru mine, mie mi l-a descoperit domnul Sasha Stone, S-T-O-N-E. Mergeți pe Lazarus Inițiative. Și în legătură cu dumneavoastră, probabil pe Facebook sunteți prezent cu proiectul dumneavoastră cu Orașele Luminii sau unde vă găsim? Eu nu prea Orașele sunt Luminii. Pe Facebook. Facebook îl țin așa mai mult de să mai transmit câte o informație, dar aveți unde să mă găsiți. Vă găsim. Dacă scriem Bruno Mihăilescu, sunt sigură că undeva apare informația. Mai avem un singur minut pe care îl folosesc eu cu egoism pentru că a fost foarte generos din partea noastră, fiind atât de ocupată, așa cum știu că sunteți, să spuneți spontan da, vin, facem și alte lucruri împreună și ne-ați umplut sufletul cu această blândețe și cu această generozitate. Mulțumesc din suflet. Și simt așa că nu vă puteți ocupa de nimic întunecat, de nimic amenințător, numai de lucrurile care emană vindecare, emană încurajare, de care mare nevoie este acum. Eu cred și că... să ne împăcăm unii cu alții. Da, da, da. Eu cred că România are nevoie de lideri înțelepți. Oh, da. Din păcate, nevoie? Nu am știut să alegem acești lideri, dar nici nu a fost un filtru prin care să treacă. Și ne-am propus să facem chestia asta. Important este să-mi confirmați că acești lideri, acest bazin din care să avem de unde să alegem, există și cred că ne-am înțelepțit întrucâtva. Exact. Da. Oameni care cred în Dumnezeu și care își iubesc țara. Astea cred criteriile. Mulțumesc foarte mult. A fost o plăcere, a fost o bucurie. Abia aștept să vă invit din nou în emisiune. Să rămână. Noapte bună, dragi nemuritori și nemuritoare, și să ne rugăm.